Ministrul Culturii, Benone Sinulescu, a fost și va rămâne unul dintre artiștii de suflet. Ministrul Interimar al Culturii, Bogdan Gorghiu, afirmă că regretatul solist de muzică populară, Benone Sinulescu, a fost și va rămâne unul dintre artiștii de suflet pentru mulți dintre români. Am aflat cu tristețe că încă un artist a părăsit scena. Benone Sinulescu a fost și va rămâne unul dintre artiștii de suflet pentru o mare parte a românilor, lăsând în urma sa o discografie vastă. Condoleanțe familiei a scris Gorghiu Joi pe Facebook. Solistul de muzică populară Benone Sinulescu a murit la vârsta de 84 de ani. De-a lungul carierei a primit numeroase premii și distinții pentru activitatea sa artistică.